În noaptea de 27 spre 28 decembrie 2016 la ora 1:20 a avut loc un cutremur de magnitudine medie de 5,2 grade pe scara Richter cu epicentrul în Vrancea, care s-a resimțit în întreaga țară. Autoritățile publice locale reamintesc modul în care trebuie să ne comportăm în caz de producere a unui cutremur. Principalele reguli ar fi următoarele. În caz de cutremur trebuie să ne păstrăm calmul, să închidem tot ce înseamnă surse de foc. Dacă ai timp, când Dumnezeu să-l închezi în cele câteva secunde? În cele câteva secunde ne adăpostim. Deci în momentul în care simțim mișcarea sau, de exemplu, eu stau într-o zonă cu case. Eu am simțit cutremurul, bine, învățat și o lecție de la străbunica mea, care tot timpul a zis într-o situație de urgență, cea mai bună alarmă este câinile și găina. Iar eu, neavând, stând la casă și neavând câini, am auzit câinile vecinilor. Câinii vecinilor începând să urle. Și atunci mi-am dat seama, zic, băi, ceva se întâmplă. Ia să ies eu până afară. Dar până să ajung la ușă, cutremurul deja era produs. Am auzit huruiala aia, s-a auzit ca o huruială. Eu m-am ridicat. Acum nu s-a auzit huruială, s-a eu am auzit-o. Deci acum a fost o huruială? Da, da, foarte așa, ca un val. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă orice persoană surprinsă de cutremur la domiciliu sau la serviciu este acela de a se adăposti sub un toc de ușă sau sub o grindă rezistentă a imobilului. Da, cel mai important este atunci când simțim o mișcare a clădirii să ne adăpostim sub un obiect sau sub o grindă de rezistență în tocul ușii, dar ușa să fie întredeschisă. Și o să apare și probleme. De exemplu, dacă are sticlă, s-ar putea unda de șoc și mișcarea clădirii să producă spargerea geamului și să ne rănească. Deci, cel mai bine este sub un toc sau sub o grindă de rezistență. Chiar mă uitam eu și grinzile astea, deci tocul ușii este extrem, nu știu dacă are 15 cm. Cam așa scris, da. De tip de în cazul clădirilor, cel puțin în cazul blocurilor care sunt construite după cutremurul din 1978, pereții interiori sunt vulnerabili. Sunt din 65 sunt și vulnerabil. Bloc de acela cu... dacă sunt oi din 65 și dacă nu are până acum fisuri... prefabricate. Nu are fisuri. Vizibile? Nu, chiar nu. Chiar a rezistat bine și la cel din 77 și... Da, clădiri, în general, toate clădirile care au fost făcute după cutremurul din 1978 au rezistență sporită. Important este ca în timpul unui cutremur să ne păstrăm calmul până la terminarea acestuia și apoi să părăsim în siguranță clădirea în care ne aflăm. Nu trebuie să fugim pe scări și nici să sărim pe geam. Cel mai important este să nu fugim pe ușă, să nu sărim pe geam, pentru că momentele de panică cam asta fac. Este ideal ca fiecare dintre noi să avem pregătit în cameră în care locuim sau la birou o trusă de urgență care să conțină o sticlă cu apă, o lanternă, fluier pentru alarmare în cazul în care suntem prinși de prăbușirea imobilului sub dărâmături și un minim de alimente neperisabile. Minimul ar trebui să avem lângă noi o sticlă de apă, ceva care să lumineze, o lanternă în general, că altă sursă nu, care merge la priză, vă dați seama, în care o lanternă, un fluier în momentul în care se produc prăbușiri și suntem prinși sub dărâmături, să putem... Dacă mai apucăm să mai trăim prin sub... Nu putem să... Deja, știți cum e, ne-am lovit singuri dacă mergem cu dacă mai apucăm. Da. Dacă avem speranță, putem merge și mai departe, să știți. Și dacă ne dorim... Și în 77 și chiar acum au fost, la Italia, da. Eu zilele trecute citeam un articol despre o persoană care a supraviețuit în blocul în care a murit Toma Caragiu. Și da. a trăit acolo ținându-se de piciorul acolo, tatălui, da, care a vrut să sară pe geam. Acolo greșeala a fost că au murit chiar pe casa scărilor, au părăsit incendiul. O parte dintre ei, da, da. Era la pele acum cu un regizor. Era, deci, un copil s-a ținut de piciorul tatălui în timp ce vroia să sară pe geam, să se arunce de la etajul 7, pare. Am citit un articol chiar legat de chestia asta și m-a marcat, pentru că tatăl a fost grav rănit, deși așa, iar copilul a scăpat. Și a fost găsit după 7 zile.
În cazul în care ne aflăm pe stradă, trebuie să ne îndepărtăm de clădiri pentru a nu se prăbuși peste noi. De asemenea, trebuie să nu ne adăpostim sub stâlpii de electricitate. Dacă suntem pe stradă, cel mai bine este să ne ferim de, să nu stăm în apropierea clădirilor, a stâlpilor de telecomunicații, să ne deplasăm spre locuri unde nu putem fi loviți de materiale desprinse de pe fațada clădirilor sau chiar de bucăți de clădiri. Coșuri, burlanele se desprind în cazul respectiv. Este bine ca în cazul în care ne aflăm în autoturisme să le părăsim, dar să fim atenți ca la parcarea lor să nu blocăm căile de acces către clădiri ale ambulanțelor sau mașinilor de pompieri. Bolnavii cronici trebuie să aibă la îndemână trusa cu medicamente. Este foarte important să nu lăsăm, dacă suntem în deplasare cu mașina, să o tragem cât mai aproape de bordură și să părăsim autovehiculul tocmai din principiul ăsta, poate să cadă un stâlp, poate să cadă o construcție și să, și să nu blocăm căile de comunicații, astfel încât forțele de intervenție să se poată deplasa spre locul intervenției fără a avea, fără a întâmpina greutăți. Cardiaci, diabetici trebuie neapărat să aibă lângă ei medicamentația. Este important ca în cazul în care ne aflăm într-un imobil să nu-l părăsim până nu suntem siguri că seismul s-a liniștit, nu se mai aud zgomote și animalele de companie s-au calmat. Cel mai bine după cutremur este să nu părăsim imediat locul și este foarte important pentru că preț de câteva secunde până la un minut clădirea se stabilizează. Dacă nu a căzut, se stabilizează. Și există riscul dacă noi vedem că scările sunt funcționale sau chiar dacă stăm la parter și vedem că, dom'le, nu s-a întâmplat nimic, este posibil ca imediat după oprirea cutremurului să se mai desprindă bucăți de tencuială care să ne rănească. Chiar bucăți de metal din componența ușilor, din componența scărilor. Deci este foarte important să vedem că totul în jurul nostru s-a calmat. Nu se mai aud zgomote, trâncănituri și așa mai departe. Pentru că în momentul în care se aud zgomote, înseamnă că chiar dacă cutremurul nu se mai simte, se mai desprind bucăți de construcții. Proprietarii care trăiesc în clădiri supraetajate trebuie să aibă grijă ca intrările și ieșirile din imobile să fie deblocate și eventual descuiate. Pe timpul unui cutremur, bolnavii cronici trebuie să aibă la îndemână trusa de medicamente necesare pentru câteva zile. Cardiacii și bolnavii de diabet trebuie să se asigure că au lângă ei o persoană care să-i ajute în caz de urgență. Fiecare persoană trebuie să aibă lângă ea un telefon mobil cu numerele de urgență și cele ale apropiaților.